Câteva zile de teroare au fost îndeajuns pentru a pierde totul. În timp ce soții lor au rămas să lupte în război, mame cu copii în brațe și cu lacrimi în ochi au fugit din calea bombardamentelor pentru a-și salva viețile. Este drama a 10.000 de ucraineni care trec zilnic granițele țării noastre. Din fericire, românii cu suflet mare s-au mobilizat încă din primele momente pentru a le sări în ajutor. La Vama Siret, ucrainenii sunt întâmpinați cu zâmbete, băuturi calde și mâncare, iar în apropiere a fost amenajată o tabără unde pot primi cazare. Impresionați de poveștile oamenilor din Ucraina, în sprijinul acestora au venit și reprezentanții European Drinks. Cum apa este mai mult decât esențială, o donație a 5 paleți de apă plată Izvorul Minunilor cu sticla câte 0,5 litri a ajuns la Vama Siret, frontiera pe unde au intrat cei mai mulți refugiați ucraineni. Astfel, reprezentanții European Drinks s-au alăturat asociațiilor de voluntari prezente la punctul de frontieră pentru a da o mână de ajutor persoanelor greu încercate de soartă în aceste momente critice. Suntem aici pentru că vrem să fim alături de vecinii noștri. Suntem 24 din 24 de ore și ajutăm oamenii cu ceea ce ei au nevoie, în primul rând cu o gustare, ajutăm cu băuturi calde, ceai, cafea. În numai o săptămână, potrivit ONU, numărul refugiaților plecați din țara vecină se ridică la 1 milion. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că peste 46.000 de refugiați ucraineni au rămas în România, dintre care 18.000 sunt copii.